Ok, deci dacă sunteți atât de amabili, faceți prezentările cu ce personaj veți interpreta și dați așa un mic briefing pentru el. Ok, deci eu îl voi interpreta în seara asta și în serile care vor urma pe Howard Irvin, un negru sărac venit din Baton Rouge, Mississippi, și care, mă rog, a trecut el prin mai multe peripeții prin viață, poate să ajungem un moment dat să povestim. Însă ce este important este că el, ultima sa meserie cât timp a fost în viață, a fost cea de taximetrist și ultimul său client a fost un individ pe nume Chiritas. Critias, da. Am avut un accident în timp ce eram cu acel client în mașină și el mi-a salvat. M-a salvat de la viață și m-a adus direct în moarte, ca să zic așa. Și el fiind clan Bruja, automat sunt și eu din clan Bruja. Sunt un vampir puternic, agil, dar nu neglijez nici partea intelectuală, căci sunt un vampir căruia îi place să citească. Mai greu să înțelege cu oamenii pentru că, mă rog, îi cam sare țandăra așa ușor, dar se și calmează la fel de repede. Lambert? Eu voi interpreta rolul lui Lambert, un fost detectiv care în timp ce își vedea de treabă prin Franța la micul său birou de investigare, a primit un caz care l-a trimis pe urma unui copil ce a fost omorât, adică pe urma criminalului său, în timp ce poliția încerca foarte mult să omoare acel caz, să nu afle nimeni despre ce s-a întâmplat, pentru că acel copil a fost aparent mușcat de un vampir. Dar Lambert nu știa asta, așa că a tot investigat până când a început să dea de vampiri și au încercat să-l convingă cu frumosul, cu spitalizări repetate, să înceteze. N-a încetat. Și că am luat o razna în procesul de investigare până a devenit cam obsedat ani de zile de acest caz. Și într-un final a reușit ca să găsească o intrare cum ar veni în această lume. I s-a oferit o ofertă, o propunere. Devii vampir, adică vii de partea noastră și afli tot. N-a putut rezista. Acum se află în America de Nord pentru că stăpânul său i-a dat o misiune. Te duci în America, iei notiții despre absolut totul. Nu spune de ce, pentru că era un Malkiewicz, era cam nebun, dar trebuie să facă asta. Așa că el se află acum în proximitatea orașului Chicago, încercând să își vadă de treabă ca un investigator privat, vampir. Sirele tău e cam nuts. Și este foarte fricos de rațe. Tot nu vrea să spune de ce. Flavii, mai ești acolo? Da, sunt aici. Ok, fă și tu prezentarea, te rog. Ok, vampirul pe care o să interpretez eu se numește Cassius Cole și vine din Marea Britanie. Cassius a, să zicem așa, crescut pe străzi și de la o vârstă destul de mică a aflat cât de important e informațiile, cât de important sunt informațiile despre diversi oameni. Nu a fost niciodată o persoană foarte puternică fizic sau foarte agilă și cam la bătaie destul de des, dar întâmplarea face ca la un moment dat să afle anumite informații despre cei care îi cauzau probleme și de atunci a început să-și dea seama cât de bun e avantajul de a avea cunoștințe despre diversi oameni pe care poți să-i șantajezi ulterior, să te folosești de ei, ca să zic așa, că forța fizică nu e totul. A început din ce în ce mai mult să se bage pe lucruri de genul ăsta. La un moment dat a fost luat să lucreze ca spion politic pentru toată lumea, nu James Bond, nu 15.000 de gadgeturi, ci pur și simplu spion politic, adică diverse informații pentru clienți care aveau nevoie să câștige un avantaj față de alții. Deci nu avea 15.000 de explozive. A ajuns cu un caz în America, a aflat, să spunem așa, una din investigații ținea de un cult și să spunem că s-a încurcat puțin cu tremerul. A aflat câteva chestii de care nu trebuia să le afle și ulterior i s-a dat o alegere și au dat și ei seama că îl duce capul și că poate să fie de folos și s-a oferit șansa de a deveni membru.
sau de a înceta să respire, ca să zic așa. Desigur. De asemenea, este un personaj cam OP. GM Notes pentru toți. Aha. Ok, deci vă aflați în fața unui teatru foarte mare, foarte frumos, tipicul teatru american, bine decorat, cu semne așa de masca tristă și masca zâmbitoare. Și vă aflați acolo, toți trei, unul lângă altul, fiindcă ați fost invitați la o petrecere organizată de prințul micuțului oraș, Gary, atașat Chicago, prinț care îi spune Modius. Deci vă aflați în fața teatrului, ușa este închisă, ce faceți? Vedem o altă cale de a intra? Eu mă duc și ciocănesc la ușă. Ok, Howard se duce și șocănește la ușă și vezi cum un tânăr deschide ușa, este foarte servicial, este foarte amabil și vă întreabă, pentru ce ați venit? Suntem aici ca să vorbim cu Modius. Oh, desigur, trebuie să fiți invitații lui. Vă rog, treceți. Eu intru fără să mai zic altceva. Ok. Ai o țigare aprinsă sau nu? Nu, deocamdată nu. Ok. Restul dintre voi intră. Da, intru și eu așa, mai din umbră, mai din spate. Mă uit în stânga și în dreapta constant. Eu intru din umbra umbrei lui. Ce vedem prin interior așa? Oi, vedeți că este un interior amplu decorat, este o sală foarte frumoasă. Majoritatea scaunelor au fost scoase, fiindcă este un teatru abandonat, apropo, am uitat să menționez. Și a rămas destule scaune cât să... Când pentru vreo 10, 15, hai 20 de persoane maxim. Așa, reuniuni, toate puse unul față altuia pentru a vorbi face-to-face. Și vedeți că prin centru... Vine spre voi un om așa, mai puțin în vârstă, de vreo 45 de ani, îmbrăcat în stilul secolului al XVII-lea, al XVIII-lea, epoca aia. Și pe cum vă vede, începe să vorbească cu voi și vă spune: "Ah, salutare, voi trebuie să fiți nou născuți. Vă rog, bineveniți în acest orășel micuț. Sunt prințul Modiu, sunt încântat să vă cunosc. Cine sunteți voi?" Apropo, dați-mi un perception plus empathy. Cum? Toți. De unde sau cum, că nu mai țin interrogă. Perception. Character sheet și la pull mod. Dice pulse, pardon. Attribute și ability. Perception și empathy. Deci character sheet. Așa, mă duc pe character sheet și după aia... Pare și o să ai dice pulls. Așa, și aleg attribute, ai zis ce? Perception. Așa, și la ability? Empathy. Ok, și dau apus pe zar, da? Exact. Ok. Pull mod mi-apare 0, ce pun? Lasă-l acolo, ăla e pentru modificări, pentru mod. Ah, ok, deci momentan la 0, da? Exact. Și dificultatea 6? Eu am dat, ăla e. Dacă dificultatea e mai mare sau mai joasă, o să vă spun eu, așa că dacă nu concretez, e mereu 6. Ok. Ok, deci toți trei, vă dați seama, vă uitați un pic la Modius așa, tipul ăsta, și toți trei vă dați seama că... Poate cu vârsta că am pierdut vreo 2-3 șuruburi și tocmai de aia vorbește cam așa. Eu în sinea mea mă gândesc de ce ne întreabă cum ne cheamă dacă el ne-a invitat. Și el, numai ce ai terminat de gândit asta vă spune, vă întreb cum vă numiți pentru că cu timpul unul mai se mai uită de chestiile astea banale. Gen numele personajelor. Exact. Înțeleg, da. Se poate întâmpla. Cu memoria nu-i nimic. Se rezolvă cu timpul, vor veni vocile. Presupun că după vorba ta ești un Malkavian, nu? Aveți o observație foarte corectă. Cu secolele faci multe observații, multe din ele corecte. Și tu? Spune uitându-se la tine, Howard?
Eu mă numesc Howard Irvin. Howard Irvin, un nume foarte apropiat. Și tu, cel care stai acolo în umbră, ți-e frică de ceva? Și spun, nu mi-e frică de nimic. Numele meu e Cassius Cole. Un nume din vechiul continent, după ce văd. Corect, vin din Marea Britanie. Oh? Origine. Da, vezi că și el are un lejer accent așa, Lambert, chiar tu detectezi că are așa un lejer accent francez. Abia notabil. Și vă spune... Putea cumva să detectezi regiunea din Franța din care vine accentul? Dacă îmi dai un intelligence plus empathy ai putea, dar trebuie să dai destul de multe successes. Fiindcă încerci să... Exact, deci nu poți. Știi că e din Franța, dar altceva nu mai poți. Mm-hmm. Ok, și vă spune. Foarte probabil vă întrebați de ce v-am invitat la această petrecere. E bine, vedeți voi, prințul orașului Chicago, alăturat, știți voi, orașul ăla cu Sears Towers. Prințul orașului Lodin mi-a cerut să îndrept toți nou-născuții din acest mic orășel înspre direcția lui. Nu știu ce vrea sau de ce, dar mi-a spus să fac asta. Mai dați-mi un Perception plus Awareness, vă rog. Perception plus Awareness? Da, e unul dintre rolurile cel mai comune. Țineți-le acolo. Țineți-le aproape. Exact. Alertness. Exact. Perception plus Alertness, ai zis? Exact, exact. Perception plus Alertness. Ok, Cassius, tu lămâi așa într-un fel de trans să te gândești. La ce mă gândeam eu acum 2 minute? Am uitat. Rămâi așa un pic dozy. În timp ce voi, Lambert și Howard, vedeți că atunci când vorbește despre prințul Modius, ăsta, pardon, mă încurc cu numele, vorbește despre prințul Chicago, Lodin, Modius are așa o expresie de... Nu prea îi place să vorbească despre tipul ăla, nu prea... Așa o expresie de... Mai bine termin conversația despre Lodin cât mai repede, înțelegeți? Mm-hmm. Ok, și vă spune, dacă vreți, puteți să mai stați un pic la petrecere care este în partea de, din spate a teatrului sau vă sugerez să vă duceți direct spre prințul Modius. Nu prea îi place să aștepte. Și vă recomand, scoate niște carduri de vizită de la un club și vedă, vă recomand să vizitați acest loc pentru a-l localiza pe prințul Modius, fiindcă în mod normal nu prea stă în casa lui. Și vedeți că pe acele carduri pune Succubus Club. Eu vreau să-l întreb așa, spuneți-ne un pic despre prințul Lodin, că nu suntem chiar așa de familiar cu el. Prințul Lodin, o persoană atât de ambițioasă cât cu o mână de fierare. A fost prinț al Chicago de mai mult de 4 decenii deja. Nu este o persoană care să-mi placă personal, deși să nu-i spuneți asta. Niciodată. Super, eu notez asta mental, adică îmi fac o notiță acolo. Ok. Dar este cineva care are un sens foarte mare al dreptății, făcând respectate regulile, tradițiile camarilei, așa că vă recomand să nu faceți nicio tâmpenie cât timp sunteți în oraș sau cât timp nu v-ați prezentat prințului. Desigur, fără lege nu există civilizație. Exact, exact. De acord cu el. Ești perceptiv, amice Howard. Eu îi dau cartea mea de vizită. Prințe, oricând. Eu îi zâmbesc așa, ușor. O, zic când să nu uităm că și unele legi sunt făcute ca să fie încălcate. Regulile sunt importante pentru menținerea echilibrului. Unde a fi acum fără legi? Și când îi dai cartea de vizită, Lambert se uită la ea și îi dă gulului său, servantului, și spune, pune-o cu celelalte. Deci, stai acolo, ce faceți? Mai rămâneți pentru petrecere sau vă îndreptați? Ce fel de lume e strâns acolo? Este cam tot fel de lume, este așa, toți sunt vampiri, desigur.
Este o fel de lume din cei mai influenți, arpii, lume din Eliziu, o grămadă de lume de pe, de prin oraș. Pot să-mi dau seama dacă sunt, e vreun bruha pe acolo? Nu am pe unde să știu. Ai, să stai că mă uit eu. Dacă nu ai ocult, nu am poți. Un punct la ocult. Poți un să punct. Încerci. Ca să-mi dau seama dacă e vreunul. Da, poți. E perception plus ocult. Pardon. Ah, perception plus ocult, ok. Atunci... 4 de 10. 1, 2, 3... 4 de 10. Îți dai seama că sunt câțiva vampiri care au așa mai aspect de bruha, dar nu poți spune pe nimeni în concret. Mm-hmm. Vreau să mă uit și eu după tremer. Ok, la tine e mai ușor. Dă-mi un perception plus ocul la fel. Ok, vezi că nu prea e niciun tremer prin sală. În mod normal, tremeri sunt foarte rezervați pentru acest tip de petreceri, îți aduci aminte? De obicei nu prea vin ei sau nu prea sunt invitați? Nu sunt invitați, dar e chestia că ei vin numai pentru petreceri la care au loc chestii importante. De exemplu, vorbește prințul despre o lege nouă ceva, dar la party-uri de-astea organizate toreador așa pentru că, da, nu prea vin. Eu vreau să ascult așa o conversație și să... Ascult cam ce, despre ce se vorbește. Asta am vrut să zic și eu. Aș vrea să dau o tură pe acolo, pe la petrecere, să încerc așa, să văd ascultați. Cam despre ce se vorbește, despre ce, care... Eu mă strecor printre oameni și... Mă strecor printre oameni și le mai dau așa la câțiva câte o carte de vizită. În cazul okay, că vreți să știi și nu știu alții, chemați-mă. Voi fi acolo. Voi, Cassius și Howard, dați-mi un perception plus alertness ca să auziți despre ce vorbește lumea. Și tu, cât timp, cu cât dai la mai multă lume carduri, Lambert, cu atât se uită lumea mai ciudat la tine. Perception plus alertness, ai zis, da? Exact, exact. Da-ți da și... Ok, tu încerci să asculti pe cineva, dar dai cu piciorul de masă. Ești jinxed în seara asta. Mă uit în stânga și spun, am vrut să fac asta. Uh-huh. E al dracu de mese. Masa asta masa iar este o masă ilegală, nu are simț al esteticului. Masa da. Știe bine când, ce știe. Când spui asta, Modius se uită așa urât la tine, fiindcă să-i spui unui toreador că nu are simț estetic. El este toreador? Da, da. Măcar am aflat o chestie despre el. Ok, tu... Howard, găsești cineva ceva lume și asculți acolo cum vorbești și zic, mai auzit de ultimele așa care circulă, se spune că prințul Lodin a dispărut. Vreau și eu să mă dau așa aproape și să zic că, scuzați-mă, dar am auzit ceva vorbind despre prințul Lodin, îți vorbesc așa mai încet, știi, nu? Aha. A dispărut. Dă-mi un carisma plus empathy. La carisma stau foarte prost. Da, mai te-ai să vorbești cu niște harpii, așa că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Am un succes. Ok, domnișoarele, că erau niște domnițe care vorbeau. Așa. Nu, ce? Îmi aprind o țigară în timp ce vorbesc ele. Nu, noi n-am zis nimic, și se duc în altă parte. Ok, eu rămân cu țigara în gură. Oricum, Modius vă adună pe toți și vă spune, se uită la ceasul lui de pe mână și spune, nu vreau să vă alarmez, dar poate ar trebui să mergeți în drumul vostru, spre Chicago. Cam cât ne ia ca să ajungem acolo, că am și uitat, nu știu, m-am zăpăcit. Depinde cum conduceți o oră jumătate. Aha. Bun. Conduce ca bine, vântul sau ca noaptea dacă trebuie. Aha. Ok, deci vă spune asta ce faceți. Mă uit la ei doi și spun care mă ia și pe mine. Nu mi-am luat carnetul încă. A, bă, băiatule, hai că te iau eu. Poți cu mine. Îi pun așa brațul pe umăr și zic, hai, îi dau o palmă, hai bă, cu mine. Hai. Sunt convins că nu vei cădea, adică ultimii tremiri n-au căzut, doar au dispărut.
Cred că o să mă duc cu taximetrist, cu Bruhau. Cu Howard, îl cheamă Howard. Howard. Exact. Pierderea ta. Cu accentul tău englez. Gândacii sunt atât de gustoși când îi prinzi din vânt. Prefer siguranță pe patru roți. Deci am un Ford Mondeo din 1988 de culoare albastră. Nice. Ok, deci vă duceți toți afară, presupun. Da, ne ducem toți afară. Ok, intrați toți în mașină, în motocicleta respectiv. Presupun? Da. Da. Ok. Și dați-mi toți un dexterity plus drive. Și, și eu, chit că nu conduc? Nu, decât Lambert și Hor, pardon. Șoferii, da? Da. Două succese. Și okay. Mai am, bine, mai aveam un punct de la, un punct de la, știi tu, pe la fantomă care ai zis. Da, da, exact, știu. Ok, perfect, bravo. Ok, deci Howard începe să conducă, deci grozav, deci tu, Casey, n-ai mai văzut pilot așa de bine, conduce prin alei înguste, prin alei mari, conduce, zici că ăsta deci, poate să treacă printr-un building direct, n-are nevoie deci, să o deci cu mâna dreaptă pe volan și cu mâna stângă pe țigară, așa, știi? Și, și țin mâna dreaptă la 12, știi? Ca exact. Bărbați. Exact așa. Lambert, tu conduci așa, normal, respecti regulile de circulație. Pune vreunul dintre voi la radio, la mașină sau la motocicletă? Da, pun eu pe radio. Eu înainte de toate îl întreb pe Howard ce zic. Și cu ce ziceai că te ocupai în viața anterioară? Îți zic imediat când mă întorc. Pârâbă. Eu pun radioul pe static. Stai puțin, de ce l-ai zbârâbă? Eu momentan sunt într-o mașină fără șofer? O să-l... E un șofer atât de bun încât poate să o conducă prin telepatie. A dormit șoferul? Ok, încerc să trezesc acolo, îi dau două palme. Agit. Ok, keep quiet. O să-l pinegez eu până când vine înapoi. Ok, deci aprinde... Am revenit, îmi cer scuze. Ok, deci tu ziceai că aprinzi radioul, nu, Howard? Da, eu aprind radio, eu dau la un post de jazz. Ok, sună jazz pentru că te aminte și atunci se întrerupe jazzul și spune: ok, doamnă și doamnă, astăzi pentru concursul nostru special din ziua asta, pentru $500, o nouă întrebare fiecare noapte. Dacă sunteți pregătiți, vom începe în 2 minute. Porcărie de emisiuni, zic eu lui Cassius. Ai zis porcărie? Da. Ai încercat, ai sunat vreodată? Băi, nu, dar bănuiesc că-i țeapă. Adică, serios, cine dă așa bani de-a moaca? Radio, no? Pentru publicitate. Ar face orice ca să crească ratingul. Hai, bă, mă lași. Ok, deci începe iar programul și spune: ok, doamnelor și domnilor, astăzi, pentru $500, întrebarea de astăzi este: care este președintele CIA care a autorizat vigilanța ilegală peste Martin Luther King în anii 70? Bună întrebare. Tu știi, mă? Nu știu, știu. Dacă puteți să-mi dați amândoi un academic, dacă vreți să știți. Academic cu ce? Cu intelligence sau cu ce? Da, intelligence plus academics. Hai să cercăm să vedem că știm. Parcă am un punct sau două în academics. Unde este academics? Unde este academics? Nu-l văd. Că ăsta a fost al meu, ultimul. Stai că eu caut, dar nu văd academics. E la mai jos, la knowledge. Ah, da, mă, uite, am 3 puncte în academics. Apasă gata, A, că selectezi minimul ăla. Da. Ok, Oho. Ok, deci Cassius, îți vine în minte direct răspunsul și fără să te gândești, îl strigi așa în gura mare: J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover. Păi dacă știi și crezi că primești așa ușor bani, ia, sună la ăștia și zile. Poți să dau un telefon? Aveai telefon mobil la tine, nu? Da. Da, era cărămida. Dacă vrei poți să scoți cărămida și să telefonezi. A spus numărul la radio. Dau un telefon, sau dacă îmi răspunde. Ok, dă-mi un rol de 100. Ok.
Ok, surprinzător îți răspunde și se aude la radio. Da, bună seara, cine este norocosul nostru în această seară? Bună seara, Cassius Cole este numele meu. Ok, domnule Cole, știți răspunsul întrebării? Și un copil de 5 ani ar ști răspunsul întrebării. Este ăla, Howard. J. Edgar Hoover îi spune. J. Edgar Hoover, așa. Și răspunsul este corect, doamnelor și domnilor. Felicitări, domnule Cole. O să trecem acum cu operatora noastră și îți va ingresa bani în cont în mai puțin de 20 de minute. Ok, vă lăsăm cu programarea noastră habituală de jazz. Asta e ceea ce vreau să aud. Și vezi că te trece cu o operatoare care spune bună seara. Bună seara. Felicitări pentru bani. Mulțumesc. Ok, deci am nevoie de numărul dumneavoastră de cont, vă rog. Am un număr de cont? Da, da, e card, ai 500 pe lună, pe contul bancar. Îi dau contul bancar, îi spun, poți să-mi livreze, poți să-mi vireze aici. Ok, tendreau să te el dinero, o să ai tu, o să aveți banii în mai puțin de 30 de minute. Mulțumim pentru participare și sperăm să mai participați în altă zi. Mulțumesc mult, o să aștept 30 de minute, dacă după 30 de minute nu i-am, o să revin. Desigur, desigur. Bună seara! Seara bună, mă uit pe ceas. A trecut deja jumătate de oră chiar și conduceți voi așa foarte, foarte ușor până ajungeți la Succubus Club. Lambert ajunge ceva mai târziu, vreo 20 de minute mai târziu. E bine, eu parchez undeva acolo mașina, legal. Dă-mi încă un drive plus perception, plus dexterity, pardon. Ok, o parchez într-un loc așa destul de apropiat, foarte ușor. Tu, Leamber, când ajungi, parchezi și tu? Da. Ok, dăm și tu un perception mass drive, dar cu tine dă, pune la polmut plus 1, fiindcă ai o motocicletă, e mai ușor de parcat. Deci dexterity sau perception? Dexterity plus drive și pune la polmut plus 1. Da. Fiindcă e mai ușor de parcat o motocicletă. Deci, ok, stai tu 10 minute bune să-ți dai seama unde să o parchezi și până la urmă zici, bea damage și o pui în cel mai apropiat colț. Da, o ridic, punk. Exact. Rămâi acolo. Eu-l văd? Acolo. Da, da. Îi zic, Lambert, băi, vezi să nu rămâi fără ea, mă, că ăștia sunt nebuni prin oraș și îți spun imediat caracatiță la triciclet. Ai caracatiță? Grijă. Caracatiță? Am avut o sepi odată, niciodată caracatiță. O să ai acum una. Ok, deci sunteți în fața clubului, un club așa de ăsta stilizat, cu neoane, cu de toate și... Un club așa foarte frumos și vezi că sunt două gorile în fața clubului și încercați să intrați, presupun, nu? Sau faceți altceva? Vreau să mă uit prin jur așa să văd cam da. Ce... Analizez clubul, ce se mai vede. Să văd pe la ferestre dacă e ceva, vreo intrare secundară pe undeva. Vezi, nu prea sunt ferestre afară pe care să te uiți. Mm-hmm. Și dacă vrei poți să-mi dai un perception plus alertness. 3 succese. Ok, vezi o intrare în spate, pe ușa din spate. Tu, Howard, e lumea, nu prea e lumea afară, foarte probabil toată lumea în club, nu prea vezi nimic așa extrem de interesant. Mm-hmm. Ok. Încercați să intrați în club, pe ușa din față, cei care încă sunt acolo. Da, mă duc și eu sunt prin față. Okay. A trecut jumătate de oră de când am sunat la ea, mi-au virat banii? Da, da, dacă vrei poți să te la un ATM să verifici. Aș vrea să verific, da. Ok, vedeți cum Casey se duce așa la 2 metri mai departe, se duce la un ATM, îți verifici contul și vezi că ai acolo un loc de 500 de dolari de resursele tale normale, ai 1000 de dolari. N-au mințit. Foarte bine. Okay. Ai încă 500 de dolari în efectiv, apropo. Toți aveți. Bun. Ok, și toți încercați să intrați pe ușa din față, nu? Da. Ok. Deci, când încercați să intrați pe ușa din față, cei doi gorilas vă pun așa mâna pe piept și vă zice, bă, jegoșilor, unde credeți că intrați? Îmi dau și o spălărie. Păi zici jegoș, mă.
Mă uit așa urât în ochii lui. Îmi dau și o spălărie. În pălăria sunt $50. Jegos cum? Adică uite cât de frumos arăt. Adică nu pot să intru așa cum sunt. Adică uitați-vă la minunăția mea. De ce să nu intrăm eu și prietenii mei așa? Mă, nu-mi pasă cum arătați. Îmi pasă că nu sunteți pe lista de invitați. În pălărie sunt $50. Și fac așa gest cu pălăria spre el. Ok, dă-mi un carisma plus empathy. Carisma plus empathy. Zero. Du-te mă de aici, încerci tu să-mi dai așa bani, ete, ce crezi că eu mă vând pentru două gogoși? Aveți gogoși foarte scumpe aici. Mă uit la ei așa, vreau să mă uit urât, intimidant la ei. Poți să folosești un disciplin dacă vrei. Un ce? Poți să folosești o disciplină, sunteți vampiri. Dă! Aș putea să folosesc Dominate, nu? Da. Vrei să folosești Dominate? Da, aș vrea. Ok, trebuie să-i dai un ordin simplu de un singur cuvânt care să fie ușor de interpretat. De exemplu, stai, fugi, dormi. Așa. Marș. Îi spui marș. Nu, îi spun dormi. No, ok. Nici n-ai terminat bine de spus cuvântul, că vezi cum unul din cei doi cade la pământ și începe să roncăie. Eu îi zic lui ăsta, ai văzut, mă, prietenul tău a făcut pe el de frică. Și spune... Eu zic să ne lași să intri, că e mai bine așa. Dacă știi ce e bine pentru tine. Și vă spune la tu, bă, dar voi cine vă credeți mai aici, mă? Ia că chem securitatea dacă nu vă... Ia cheamă-mă securitatea, ia, hai, așteptăm. Eu mă uit la individul ăla și spun, oh, prietenul tău s-ar putea să aibă narcolepsie, este o boală foarte serioasă, ar trebui ca să te duci, ca să cheme o ambulanță pentru el, pare de parcă avea nevoie de ajutor, adică dacă vrei, sunt un medic, așa în antrenament, dacă vrei pot să-l analizez eu. Te mă de aici, nebunule, ete, bă, securitatea, au venit niște idioți pe aici care vor să intre, veniți acolo. Și vedeți că iese un tip, așa, înconjoiat de încă doi gorilas, și tipul este așa, un tip foarte punk, așa, cu cresta, cu o jachetă de piele, cu multe piercing-uri pe față, și așa o față de badass, știți, de I'm the toughest guy in the hood, înțelegeți? Cum îl văd, fac, credeam că erau de fapt o găină. Nu te-a auzit, apropo. Și se uită la voi, se uită la tip și spune, ce se întâmplă aici? Ia. Și spune tipul ăla altul, ete, niște idioți de ăsta, vreau să intre Khan. Vă dați seama că pe tipul îi spune Khan. Și spune tipul, băi, ce vezi, mă, să intrați pe aici? Ia. Și spune acelalt tip care e la ușa, mă, tu du-te la bară, servește niște ceva chestii acolo, că vreau să vorbesc cu ăștia. Și spune-le și la celelalți doi care veneau cu el să se ducă pe acolo. Și vă duce într-un alley, în spatele cuplului, și vă întreabă, de ce vreți voi să intrați aici, mă? E doar el singur sau? Da, el e singur. Aha, ok. Dacă vreți, dacă aveți ocult, puteți să-mi dați un rol de perception plus ocult. Da. Am așa o presimțire că 12. E de-al nopții. Ok. Succesuri. Lambert și Howard, vă dați seama că este un anarhist. Anarhiștii sunt persoane care merg mai mult sau mai puțin contra ideologiei cămărilei. Adică ei cred că vampiria trebuie să fie liber, să n-aibă un... guvern impus. Dar deci el este... E vampir, basically. Da, da. Îi zic așa, avem treabă cu Lodin. Lodin? Ce-l căutați pe idiotul ăla? El ne caută pe noi, de fapt. Voi sunteți nou-născuți, presupun, nu? Da, idiotul ăla de Lodin a zis că circulă prin oraș, că vrea să recruteze nume nou. Să vedem cât durați în orașul ăsta. Și râde așa jos. Dar ce are orașul ăsta? Ce are orice oraș condus de cămărilă, frate? Purici? Îmi place tipul ăsta. Ordine? Ordinea?
Ce e ordinea? Ordinea ne ține sub blesă, frate. Trebuie să ne ținem și noi ca ceea ce suntem, nu? Lesele strâng, dar dacă au țepe, atunci sunt utile atunci când ești atacat de un alt câine. Ciudată ideologie pe care o are amicul vostru. E mai deosebit. Deci, intrăm sau nu? Mă, dacă vreți, eu i-am pus pe aia la o parte, puteți să intrați dacă vreți. Eu oricum trebuie să plec. Ce găsim înăuntru dacă intrăm? Deci intrați, el e pe punctul să plece. Îl opresc puțin și spun, stai puțin, prietene. Ce ne poți spune despre clubul ăsta? Ce poate să vă spune orice alt vampir, frate? E locul de reunire pentru cam toți vampiri. Aici poți să bei, poți să vorbești cu alți vampiri, poți să faci ce vrei. E cam orice alt succubus club din alt oraș. Atât anarhiști cât și cei din Camarilla sau doar o facțiune sau alta? Când te aude că spune anarhiști, se uită așa urât la tine și spune: bă, frate, ai cum vorbești, da? Merită și eu un pic de respect, da? Mui și spun, scuză-mă, vreau să spun vampiri liberi. Așa, mai bine. Da, e un grup de reunie pentru toată lumea, e ca un Elysium, știi? Uh-huh. Apropo, personalul nu prea știe ce e Elysium. Dacă vrei poți să dai un inteligență plus ocult, ca să îți aduci aminte. Da, vreau să fac asta. Inteligență plus ocult, noi da? Restul? Nici voi, dacă vreți poți să dați un inteligență plus ocult. Ok. Dat. Ok, bravo. Toți trebuie să vă amintiți că un Elysium este un loc în care este practic locul unde alt vampir își are, nu rezidența, dar locul unde stă mai mult și că, și că e interzis, deci puteți, dar nu-i recomandabil să folosiți arme sau discipline. Și întreb, cine face legea în clubul ăsta? În clubul ăsta? Sigur îl găsiți la intrare când intrați. E pe acolo ca să țină noi invitați. Îl cheamă Sir, se numește. Nu își spune niciodată numele complet, decât Sir. O fi din Marea Britanie. Tipul ăsta, Sir. Altceva despre el ce ne poți spune? Cred că o să vă dați seama destul de bine când îl cunoașteți. Oricum, eu trebuie să plec de aici, că am mai multă treabă. Hai, have fun! Baftă! Noaptea fie cu tine! Mersi, hai bă, fraților! Și vezi că se duce acolo pe unde are treaba. Deci, vreți să intrați în club? Ok, intrăm. Desigur. Da. Ok, când sunteți pe punctul de a trece prin ușă, vedeți că cineva ieșe la întâlnire. Este un tip așa, destul de frumușel, are obrajii cam roșii, nu știți exact de ce, și vă spune: bună seara, bună seara, voi erați tipii care tot vreați să intrați, nu? Salutare, sunt Sir. Noapte, bună noapte. Apropo, bună noapte. Tu Cassius, care ești britanic, îți dai seama că are un accent lejer britanic. Îl întreb. Bună, Sir, din ce parte a Marii Britanii vii? Eu vin din vechea Londra. Unde să mă mai duc? Londra, zici. La care cazi eu din Londra mate? Sunt. Exact. You what? Îl știu așa, adică având în vedere că și eu am crescut în Londra, îl știu din vedere, din auz, din... Nu, dar vedeți că se îmbracă așa foarte stilizat, foarte la mod, așa niște blugi, o cămașă așa de noapte, ci un tip care e foarte în vogă cu moda, cum se spune. Câți ani are? Eu mă uit la el și mă uit așa la mine cum sunt îmbrăcat. Apropo, eu sunt îmbrăcat cam cum se vede în poza, adică am așa o căciulă cu un hanorac așa și niște blugi și zic că, băi, dar tu te camuflezi bine aici în locul ăsta, adică... Ok, Cassius, tu îți dai seama că are vreo 35 de ani și când te aude Hoa răspune: trebuie să fii mereu în vogă cu oamenii, nu? Ca să nu-ți dea seama de chestiile pe care le mai facem noi din când în când. Și eu am rămas cu moda din 1985. Oh, the good old Reagan years, spune asta. Da,
într-o engleză englezească. Eu îl întreb și ce mai altă faci? Altă viață aveam atunci. Ce mai faci tu din când în când? Că a zis el să nu să uite lumea de ce mai facem din când în când. Ce facem toți din când în când? Urlăm și zâmbește așa. Înțeles. Îi zâmbesc și eu și arăt colții. Ok, și se uite așa mai urât la tine și spune: dar ai grijă unde o faci. Bă, și vă conduce continui, la... Continui să-i zâmbesc, nu-i zic nimic. Ok, vă spune după mine și vă conduce la, la partea din spatea clubului cu un paravan, ca să nu vadă lumea ce se întâmplă nimic. Îl vărceți după el, presupun? Da. Da. Ok, în timp ce vărceți după el, vedeți că face așa un gest cu mâna ca să vină cineva cu niște băuturi. Și când ajungeți înăuntru, vedeți că sunt niște umani, sunt acolo stand on their foot, nu prea fac nimic interesant. Și vedeți că Sir se duce la unul dintre ei și începe așa să bea un pic din el și după aia se pune pe un couch care e acolo. Și pe noi ne lasă așa în picioare? Nu, vă spune, vă rog, faceți-vă comozi, beți ceva dacă vreți, vă arată spre umani. Mă așez, mă uit la oameni. Poți să-mi dau seama care este mai sănătos dintre ei? Poți să-mi dai un perception plus medicine. Îl întreb și spun, e open house și arăt spre oameni. Cât timp nu-i... Sau open bar. Cât timp nu-i lași seci, este ok. Și dar chiar noi n-am dat rol pentru sânge, câte puncte de sânge pornim. Vă pun automat la full, n-aveți grijă. Ah, ok. Păi și atunci de ce aș degusta, ca să zic așa? Pur și simplu, de poftă. De poftă. Ce trebuie să dăm ca să vedem care e mai sănătos? Percepție cu medicină. Dacă vreți decât. Lambert, îți dai seama că ăla din stânga pare mai sănătos. Are cu deșiu spre el. Eu clar vreau să vă văd care e mai sănătos, nu vreau să mă trezesc cu vreo boală. Păi oricum sunteți vampiri, nu prea aveți cum să vă... Cine știe, o travă. Dacă Sir Henry a băut din el, nu prea cred. Auzi, dar dacă ei au băut alcool, dacă s-au drogat, simțim și noi... Puteți să luați flow-ul addicted dacă bezi într-un om sub influența vreunei substanțe, dar trebuie să bezi de multe ori. Am înțeles, ok. Tu să bei dintr-unul, Lambert? Da, din ăla mai sănătosul. Așa, un gust, puțin de el. Ok, te ridici acolo, îi bagi acolo colții. Are un gust așa bunicel, nu-i nimic special. E mai mult așa, sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin cu ca ciocolata. Întreb, câți ani ai? Și spune, eu și eu 17, frate. Că îți dai seama că e așa drogat. Ne revedem peste vreo 30 de ani, când vei mai avea floare. Aha, sigur, frate. Eu mă uit așa la ei cu scârbă, așa, și zic, ce terminați. Și mi-a prind așa o țigară la ăia, la Kettle. Aha. Trebuie să știi că e din cauza la mușcătura vampirului, fiindcă provoacă euforie incredibil de mare, de parcă te-ai droga. Da. E vreun negru sau o negresă, că eu sunt mai rasist. nu e niciuna. Da, și în timp ce vorbiți, vine o waitress, destul de frumușică, cu niște pahare de ceea ce credeți că este licoare și vă pune câte un pahar la fiecare. Ce e licoare? Pun o din aia și vreau să miros. Ce e licoarea? După miros, miroase a vodka. Ce putură, n-au și ăștia un whisky, ceva, un mă uit la Howard, un Daniels. Dacă vrei poți să cer la waitress, că încă e acolo. Auzi, da, un Jack sau un Daniels ai? Desigur, domnule, și ia înapoi paharul și se duce afară. Eu mă uit la Howard și spun, tu pari un tip mare și solid, ce ar fi să bei tu primul? Am băut deja. Da, Lambert a băut așa și vezi că l-a dat pe gât, ai face așa un pic de... e puternic asta. Și... Se teamă, Cassius? Dă și... Da, îmi place să fiu precaut. Să râde așa... Deci ți-e frică.
între dinți și dă și el una pe gât, așa, fără probleme. Cine, eu? Nu, nu, sir. Ah, sir. Comentez. Okay. Ui, bună, dar am băut odată ceva făcut cu ulei de motor, avea un gust senzațional. Oh, da. Trebuia să cer cu sos, cu, de la, cu sos de tomate, știi? Cu suc de roșii. Da. Roșii. De ce aș vrea să torturez o roșie? Un lot de berii. Mă rog, și în timp ce sunteți acolo, vorbiți de banalități, vă întreabă sir. Da, de ce ați venit pe aici? În ce vă pot ajuta? Eram în căutarea prințului. Prințul? Uf, nimeni nu prea știe unde e prințul în ultimele zile. Cine e nimeni ăsta și cum putem să dăm de el? De cât timp a dispărut? A dispărut de vreo săptămână aproape. Dispărut și sau fost caută dispărut? Lumea sau... A, cum? Dispărut caută sau lumea? Fost dispărut? Încă nu s-au... încă nu s-a dat vestea prin oraș, așa că nu știu prea multe detalii. Noi știm mai exact când ne-a chemat ăsta la el, adică când i-a transmis mesajul lui Modius. Nu v-a spus, dar apropo, Modius v-a dat și o scrisoare, putea să menționez. Cine vrea să o ia? Nu eu. Eu. Ok, îți spun pune în inventar tu scrisoare de la Modius pentru Lodin. Ok. Ok, și vă spune, dacă vreți să-l găsiți, să vedeți unde este Lodin, ar trebui să vorbiți cu Nelly. Nelly. Cine-i Nelly? Nelly este... A asaltului unei vaci, dacă nu te știm de cul bine. Nelly este primul îmbrățișat al prințului. Și favoritul lui sau cum? Da, e așa, cam primul pe care l-a făcut vampir. Și unde îl putem găsi pe Nelly? Eu personal nu știu, dar puteți să întrebați prin clubul The Cave. Auzi, cât timp e discuția asta... Vreau să mă uit puțin în jur să văd dacă cineva, nu știu, pare că se comportă ciudat, că ar transpira sau că se uită în stânga, în dreapta sau dacă... Cred că toți arată ciudați în club. Nu, mă refer dacă văd chestii chiar, nu știu, să zic așa, de nervozitate. Ok, dar poți să-mi dai un perception plus alertness dacă nu-i. Ok, mai facem o încercare. Până acum n-a mers grozav. Da, cam cum i-a mers mie în Pathfinder. Oh, well. Ok, nu prea îți dai seama de nimic, e pare lumea suficient de drogată și de drunkă încât să nu prea să fie să încerc și eu? Exact, cum zicea și Howard. Poți să încerc și eu? Desigur, te rog. Ok, tu în schimb, Howard, vezi pe o tipă așa foarte tânără care se uită spre direcția voastră generală și când vede că te uiți așa, că te uiți la ea, întoarce capul și se pierde între multitudine. Bine, eu mă ridic și mă duc la ea. Mă duc înspre ea. Trebuie să-mi dai un... Stai să mă uit pe abilități. Un perception plus... n-ai abilitate, așa că... Sau, ba, îmi dai un perception plus streetwise. I'm with the big guy. Când îl văd că se ridică, mă ridic și eu. Ok, eu îl întreb ce a văzut. Stai așa. Da, întâi mă duc după el și după aia îl întreb ce a văzut. Nu reușesc să te ții după ea. O pierzi în titlul. Ok, îi zic că măi, era o tipă acolo care... se uita la noi așa mai insistent și când am ridicat privirile să mă uit la ea și-a întors capul și-a tulit-o. Poți să o descrii? Și poți, da, poți să o descriu, nu? Da, este... Ai văzut-o pentru puține momente, era așa o fătucă destul de frumoasă, avea părul scurt, foarte scurt, era roșcată și era îmbrăcată destul de formal. Ok, vreau să fac două chestii. Odată să încerc să mă uit și eu așa în mulțime să văd dacă o văd cumva. Nu poți, a plecat deja. Atunci vreau să mă duc la bar și să-l întreb pe barman. Să-i zic descrierea ei, să-l întreb dacă știe cine e. Ok, te duci la barman și te vede, te pui acolo la bar și zice, da, mă, ce vrei? Zic, mă uit la așa, spun, dă-mi și mie un rom.
pune acolo un pahar de ceva negru. Și spun, uite, văzusem acum câteva seri o tipă care mi-a atras atenția, foarte drăguțică e așa, tunsă scurt, roșcată. Hai să spunem, știi cum e, suntem bărbați amândoi, mi-au fugit ochii după. Sunt curios dacă ai mai văzut-o prin club recent sau dacă cine e. Te înțeleg. Nu, am văzut-o decât noaptea asta, tocmai a plecat. Poate tu o cunoșteai mai bine. Apropo, vă las pe voi doi pentru un moment și trec cu Lambert, fiindcă el e cam singurul care a rămas cuprins cu, cu Sir. Și Sir îți spune, Lambert, da, unde s-au dus prietenii tăi? Că au plecat așa de grăbiți afară. Probabil a văzut ceva ce a interesat. Adică este un club plin de lucruri interesante. Cum ar fi cartea mea de vizită? V-am arătat-o? Și urmânez. Se uită pe ea și spune... Lambert, investigator. Nu, tot dar... Personal, dacă vrei să-mi dau cu părerea, pare că cartea de vizită a unui Nosferatu și și-o bagă în... Nosferatu? Eu nu. De ce ați crede că aș fi eu cumva un Nosferatu inteligent deghizat ca un Malkavian? Vreți că râde un pic și spune... Cu anii se dă multă experiență. Nu trebuie să fac previzii. Pot să știu numai din priviri. Oricum, după cum spunea, puteți să mergeți la clubul The Cave, unde probabil vor ști unde e Nelly, fiindcă e tipul de loc unde se duce pentru a colecta informație, sau puteți să vă duceți și ia o hârtie așa și pune prima adresă și după aia pune alta, ți-o mânează. Asta e adresa pentru o fabrică de bere, abandonată destul de mult. E un loc de reuniune pentru anarhiști, nu prea recomand să mergeți pe acolo cu toți anarhiștii ăia. Sunteți un fan al vampirilor liberi, să înțeleg. Dacă ceva merge, de ce să-l încerci să-l... If something is not broken, why fix it, basically? Ar putea să faci mai bună sau să vezi cum explodează. Se vede că ești ceea ce ești. Cu toții suntem ceea ce suntem. Nu ce am fost. Puțin suntem ce am fost. Mă rog, eu trebuie să plec, din păcate am alte chestii de făcut. Viața unuia dintre noi este foarte ocupată, după cum prea bine știi. Da, se vede. Și vezi că pleacă prin ușa din spate și rămâi acolo singur ca idiotul. Ok, mă ridic, mă duc la bar la cei doi. Shogun, voi... ți-am spus ce ți-a zis barmanul... Cassius? Mai spui ceva? Mai faci da, aș vrea să mai întreb așa, să mai mă duc prin jur, să mai întreb pe câțiva, dacă să le dau descrierea, să-mi spună dacă știu cine e. Poți să-mi dai un Charisma plus Empathy roll. Imediat. Charisma cu Empathy, da? Ok, tot mergi prin lume, întrebi și se pare că cam toată lumea e prima dată când a văzut-o pe fătucă. Înțeles. Ok. O să-mi fac așa o notiță mentală să rețin cum era descrierea și iau keep an eye out for her, ca să zic așa. Ok, poți să pui pe o cutie, pe o foaie de hârtie care e pe un șervețel de acolo, dacă vrei. Da, fac asta. Ok, pune acolo fătucă, blondă la notes, se uita urciul la noi. Cum vrei tu? Nu era rușcată? Da, era ușcată, era ușcută, pardon. Eu țin minte. Ajuns la bar, îi dau notițele lui Howard. Poftim adresa unde este clubul și... Ce-i asta? Să arnat adresa pentru clubul peșterii sau cavernii, sau cum se numea, și pentru o fabrică de bere, unde se fabrică cei mai delicioși anarhiști pe care i-ai gustat vreodată. Și ce să facem acolo la anarhiști? Anarhie? Ca să... V-a spus deja, Sir, că la The Cave puteți să găsiți unde este Nelly și la fabrica de bere v-a spus deja, ți-a spus deja Lambert. Dar de ce sunteți la bar? Băuturile nu erau prea bune la masă? Așa e. Mie îmi place să beau la bar, nu la masă. Observ mai multe și întotdeauna barmanii știu lucruri pe care alții nu le aud. O, eu știu lucruri pe care nimeni și pe care nu le vorbește. Nu le pot vorbi, n-au cum, n-au gură.
Dar au voce. Eu zic așa. Aș zice să mergem întâi la clubul The Cave, unde știm că e mai sigur și poate găsim pe respectivul Nelly. Și ulterior am putea să dăm o raită și pe la fabrică. Dar mai bine mergem inițial pe sigur. Mm-hmm. Sunt de acord cu tine, Cassius. Hai să mergem. Ok, vă urcați toți iar pe mașinile voastre. Dă-mi un luck, Lambert. Luck? Deci un de 100. Exact. Te rog. 64. N-a dispărut, nu? Nu. E încă acolo, dar vezi că ți-au furat un levier pe care l-aveai în spate. Bă, uite, levierul v-a dispărut. Sărmanul, de când nu știam. Am avut atât multe aventuri împreună. Te uși sparte. Atâția dinți îndoiți. Îi voi duce dorul. Hai mă, Lambert, că era doar un levier. Acel levier. Sigur o să mai găsim un levier în seara asta, îți promit. Cum spui tu? Sunt mulți pești în mare, dar eu sunt o tarantulă. Și multe leviere în mașini. Bun, ne suim în mașină, în motocicletă. Ok, fiecare în motocicletă, fiecare în mașină și... Eu sunt cu Howard. Da, știu, mi-ai spus. Îmi place cum conduci, moșule, vin cu tine. Ok, mai aprindeți radioul iar? Dau iar pe statică. Eu da. A, și zic lui Howard, și să nu-ți vină să crezi, chiar mi-au virat cei 500 de dolari în cont, ca să vezi că nu era doar o farsă. Ia auzi, mă, ce chestie. Înseamnă că o fi făcut cineva reclamații, o fi investigat FBI-ul, CIA-ul, pe ăștia care fac farse de genul ăsta, zic că dau bani și nu dau bani. Orice este posibil. Cert este că sunt cu 500 mai bogat decât eram înainte. Okay, și mi-a luat de câteva minute. Dați iar unde Stereotima plus Drive, vă rog. Stereotima plus Drive...